Biden este acuzat că politicile sale privind imigrația duc la îmbogățirea cartelurilor mexicane și îi pun pe migranții de la frontiera cu Mexicul în pericol, lăsându-i fără apărare în fața acestora. Experții spun că aceste lucruri îi favorizează pe traficanții de droguri și facilitează traficul de persoane. Senatorul SUA, Marsha Blackburn, pune la îndoială ultima strategie de afaceri a Asociației Naționale de Basket a SUA, NBA un acord cu televiziunea de stat chineză CCTV. Blackburn și-a exprimat îngrijorarea, spunând că jocurile NBA vor fi difuzate pe același post care difuzează în mod regulat propagandă comunistă și mărturii luate sub tortură de la prizonierii de conștiință aflați în detenție în lagărele din China. Huawei, gigantul chinez de telecomunicații, își extinde infrastructura globală într-o altă arie, cablurile submarine de internet. Huawei va monta în curând un cablu submarin de internet pentru Franța. Implicarea Huawei în infrastructură a stârnit îngrijorări în privința securității. Bună ziua și bine ați venit la NTD România. Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim. Imigrația de la frontiera sudică a SUA este în creștere, iar experții spun că politicile lui Biden duc la îmbogățirea cardelurilor mexicane, nume sub care sunt cunoscute grupurile infracționale de la frontiera cu Mexicul. Dar în condițiile în care evenimentele iau amploare, Biden refuză să răspundă la întrebări legate de criza de la granița sudică a SUA. Oamenii legii spun că profiturile obținute din traficul de persoane sunt în plină expansiune din cauza politicii de imigrație a lui Biden. Teresa Cardinal Brown este directorul unui birou de migrație și politică transfrontalieră din Washington. Ea spune că migranții trebuie să achite o sumă cartelurilor atunci când le traversează teritoriul. O persoană poate plăti mii de dolari pentru o călătorie completă și toți acești bani ajung la infractori. Recent, oamenii legii au descoperit că aceste grupuri infracționale folosesc brățări colorate pentru a urmări cine a plătit. Brown spune că acestea găsesc modalități din ce în ce mai eficiente de a opera și funcționează precum o afacere. Atât republicanii cât și democrații spun că politicile lui Biden îi pun pe migranți în pericol, lăsându-i fără apărare în fața cartelurilor. Vicente Gonzalez este membru în Camera Reprezentanților SUA din partea democraților, reprezentând o regiune de frontieră din sudul Texasului. El spune că migranții sunt terorizați pe tot parcursul călătoriei lor către SUA. Cred că această politică îi forțează să facă un drum de peste 3000 de kilometri, care este foarte periculos. Ei sunt violați și jefuiți pe tot acest parcurs. Consider că trebuie să venim cu soluții de bun simț. Chip Roy, un alt membru în Camera Reprezentanților SUA din Tabăra Republicană, a declarat pentru Epoch Times că Biden susține că politica sa arată compasiune față de migranți, dar rezultatele arată exact opusul. Ca răspuns la ceea ce a spus președintele la Casa Albă în Washington, putem spune că există imigranți sequestrați în locații secrete care sunt abuzați. Există imigranți care sunt abuzați în timpul călătoriei. Există carteluri care folosesc acești oameni pentru profit. Acestea se întâmplă chiar acum. Roy afirmă că o frontieră securizată oferă mai multă siguranță imigranților. Acest lucru ar limita activitatea cartelurilor care, pe lângă alte activități infracționale, se ocupă și cu traficarea oamenilor. Aceste lucruri se transformă în trafic de carne vie. Practic, este vorba de sclavie, sclavia modernă din Statele Unite, unde oamenii sunt obligați să lucreze împotriva voinței lor sau sunt comercializați pentru sex împotriva voinței lor. Jason Jones, fost capitan în divizia de informații și antiterorism din cadrul Departamentului pentru Siguranță Publică din Texas, a declarat pentru Epoch Times că politicile lui Biden determină cartelurile să-și schimbe abordarea și că acestea sunt scăpate de sub control. Jones spune că această criză generată de imigrația de la frontieră îi favorizează pe traficanții de droguri și prevede că până la sfârșitul acestui an, SUA se va confrunta cu o rată crescută a supradozelor de droguri. Senatorul SUA, Marsha Blackburn, pune la îndoială ultima strategie de afaceri a Asociației Naționale de Basket a SUA NBA, un acord cu televiziunea de stat chineză CCTV. Televiziunea regimului de la Beijing a reluat difuzarea regulată a programelor NBA în weekend. Într-o declarație pentru Epoch Times, Blackburn și-a exprimat îngrijorarea spunând că jocurile NBA vor fi difuzate pe același post care difuzează în mod regulat propagandă comunistă și mărturii luate sub tortură de la prizonierii de conștiință aflați în detenție în lagărele din China. Ea a cerut Asociației Naționale de Basket NBA ca până la sfârșitul acestei luni să ofere detalii despre acest nou acord și le-a cerut să precizeze dacă acordul interzice NBA să pomenească despre subiectele sensibile ale Chinei precum Tibet, Hong Kong, Taiwan și regiunea autonomă Xinjiang. În urmă cu mai bine de un an, NBA a înfuriat regimul comunist chinez atunci când președintele Houston Rockets, Daryl Morey, a postat pe Twitter un mesaj în sprijinul protestatarilor pro-democrație din Hong Kong. Drept rezultat, companiile chineze au întrerupt legăturile cu Liga, iar CCTV a încetat să difuzeze jocurile NBA. La rândul ei, în iulie 2020, liga a declanșat controverse atunci când o investigație a canalului sportiv ESPN a dezvăluit că antrenorii chinezi de la Academia de Antrenament pentru Tineret din Xinjiang, a NBA, au abuzat fizic jucătorii. Ulterior, NBA a renunțat la Academia din China. Huawei, gigantul chinez de telecomunicații, își extinde infrastructura globală într-o altă arie, cablurile submarine de internet. Huawei va monta în curând un cablu submarin de internet pentru Franța. Este vorba de un cablu submarin lung de aproape 12.000 de kilometri care va porni din China și va ajunge în portul francez Marsilia. Implicarea Huawei în infrastructură a stârnit îngrijorări în privința securității. Compania are o istorie în ceea ce privește securitatea deficitară. Conform legislației chineze, aceasta trebuie să împărtășească date și informații cu Partidul Comunist Chinez. În 2019, SUA a pus Huawei pe lista neagră în ceea ce privește tratatele comerciale, considerând Huawei o amenințare la adresa securității naționale. Conform Bloomberg, portul francez este o locație facilă pentru devierea către alte locații a traficului de internet care trece prin acele cabluri. Există riscul ca Huawei să construiască devieri secrete în timpul montării cablului și acest lucru le-ar permite să fure informații. Fostul general al Forțelor Aeriene Americane, Robert Spalding, afirmă că comutatoarele și cablurile chinezești sunt sursa redirecționării traficului și a interceptării convorbirilor. Anul trecut, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a avertizat comunitatea internațională asupra subminării securității informatice practicate de regimul chinez prin aceste cabluri submarine. Totuși, în ciuda avertizmentului, guvernul francez a permis companiei Huawei să monteze cablul. Aproape 400 de cabluri transportă aproximativ 98% din traficul de date și internet din lume. SUA deține multe dintre acestea. Între timp, începând din 2019, China are o participație de 11% din acțiunile mondiale cu cabluri submarine ale lumii. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru, atât pe YouTube și YouMaker, cât și pe Facebook și SafeChat. Podcasturile emisiunilor noastre pot fi de asemenea ascultate. Toate detaliile le puteți găsi în descrierea videoclipului nostru. Ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri în fiecare săptămână. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire nu uitați să rămâneți informați și liberi.